Moldova va iniția în zilele următoare negocierile cu Rusia pentru a primi prima tranșă din totalul creditului în valoare de 200 de milioane de dolari, bani care vor putea fi primiți pe parcursul acestui an. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de către prim-ministrul Ion Chicu, care a menționat că acest lucru este posibil după ce Duma de Stat a rectificat bugetul pentru 2020. La începutul lunii aprilie, prima tranșă din suma de 200 de milioane să fie transferată, disbursată pe, în contul bugetului de stat. A doua va veni atunci când o solicităm, pentru că remite solicitarea de transfer acestei sume în funcție de capacitatea noastră de valorificare. Pentru că din ziua când vin banii, deja trebuie să achiziți dobânza. Deci noi o să luăm bani atunci când ne trebuie. Iar referitor la acest capitol, premierul a ținut să menționeze că condițiile creditului sunt avantajoase, cu o rată a dobânzii de 2%, cu un termen de 11 ani și cu o perioadă de grație de un an, Moldova având și șansa să întoarcă banii în orice moment, fără nicio penalitate. De asemenea, Ion Chicu a anunțat că astăzi au intrat în conturile bugetului de stat și ultimii bani din partea FMI. Astăzi au intrat în conturile bugetului de stat și 6,7 milioane de euro, 138 de milioane de lei, dacă nu mă greșesc, deci e din ultima tranșă acordului cu FMI. Urmează în câteva ore să vină și restul sumii până la 233 de milioane care sunt pentru suport bugetar. Amintim că ultima tranșă a acordului cu Fondul Monetar Internațional semnat pentru ultimii 3 ani de zile constituie 20 de milioane de dolari dintr-un total de aproximativ 178 de milioane de dolari.